Te-a bătut vreodată gândul să fii antrenoare, să preiei o grupă de copii sau să ajungi la, sau să pregătești niște sportivi de lot direct? Dar Ți-ar plăcut? niciodată nu m-am gândit să antrenez. După cum ați observat și voi, imediat după ce m-am stat eu din activitatea sportivă, Ai încercat cu salvarea mea a fost management. școala. Nu, salvarea mea a fost școala. Eu imediat m-am înscris la cursurile de master de la Academia de Educație Fizică, că după aceea să urmez și cursul doctoral, care l-am terminat în 2002. Dacă ai făcut sport și ai obținut performanțe sportive, ești cu atât mai Atunci, apreciat. facultățile din străinătate, cum sunt cele din Statele Unite, se luptă și Se întreg în oferte se ca întreg să în oferte te ca câștige să te câștige la de partea facultățile lor. lor. Asta mi s-a întâmplat și mie, universitățile din, sau Universitatea din statul Utah mi-a trimis pe an, cred că 15-20 de invitații să urmez cursurile facultății respective. Îmi dădeau bursă de studiu aproape 30.000 de dolari pe Wow. an. Cu posibilitatea să merg cu 2 ani înainte și să învăț limba engleză, să-mi iau testul TOEFL și așa mai departe, numai ca să mă câștige. Și de ce n-ai urmat? E un episod mai puțin cunoscut din viața ta, totuși. N-am dat curs invitației sau cererii lor pentru că mi-am dorit să fac sport de mare performanță. Eu deja începeam să urc ușor, ușor în performanță, deja eram campioană europeană de junioare, campioană mondială de junioare Și și asta eu exact într-o consideram că clipă în care, adică într-un moment când totuși a plecat în străinătate, a emigrat, mai ales erau Statele la Unite, începutul anilor 90, între 92-94. încă era un miraj, pentru că și acum este mirajul Statelor Unite, să pleci în state unde ai posibilitatea să Dar devii profesorul, cineva. din America a venit la fiecare competiție să mă vadă de pe margine și să mă Și totuși convingă n-ai fost și totuși și impresionată, mi-a fost incredibil. impresionant. În fiecare dimineață îmi găseam invitațiile sub ușă la camera de hotel, mi le punea sub ușă să fie sigur că ajunge la mine. Nu, din păcate nu. Există o serie de întreceri, de cross-uri, de mini-maratoane, să le zic așa, Este pe adevărat. care voi le organizați, tu în special te implici în organizarea lor. Care e atmosfera la aceste cross-uri și mini-maratoane? Cum sunt oamenii? Îi simți? Din câte știu, au venit din ce în ce mai mulți. Popularitatea a început În să fiecare an. La crească. început a fost foarte greu și pentru mine, și când am inițiat campania Sport pentru Viață, că lumea n-a înțeles ce înseamnă, de ce avem nevoie de promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos. După aceea, în 2006, în 2007, în 2008, tot mai multe asociații sportive sau asociații au inițiat asemenea, să zicem, evenimente, campanii de promovare. Dar pe mine mă bucură lucrul ăsta. Înseamnă că, într-adevăr, această societate are nevoie și de asemenea evenimente.